mincinosul. A fost odată un rege ai cărui sol strigară pretutindeni și tuturora: cel care va ști să spună regelui cea mai gogonată minciună va primi drept răsplată un măr de aur. Veniră oameni din toate ungherele împărăției și își spuseră minciunile, dar regelui nu-i plăcu niciuna. Unii mai ziceau câte una, de-l stârneau și pe împărat l-a brodat minciuni. Iată cum veni într-o zi un cioban zicând că tatălui avea un băț atât de lung că dobora stelele cu el. La care împăratul în cuvință: se mai întâmplă, și bunicul meu avea așa un ciubuc că, ținându-l în gură, i-a prindea celălalt capăt de la soare. Mai veni un croitor și zise: să-mi fie cu iertare, aș fi venit să te văd de mult, dar n-am putut, că a plouat atât de tare încât fulgerele au sfâșiat tot cerul, de-a rămas numai strânțe și m-am dus să-l cos. Cu adevărat bine ai făcut, îl lăudă împăratul, dar nu prea l-ai peticit cum trebuia, că au mai căzut câteva picături azi dimineață. În cele din urmă sosi la palat un bătrân cerșetor, purtând în mâinile slabe o ulcică din cele mai mari. Regele îl întrebă ce vrea. Să ai parte, luminăția ta, de viață îndelungată. Vreau să-mi dai banii înapoi. Îmi datorezi o ulcică vârf cu aur. Minți! Nu-ți datorezi nimic! Dacă socoți că-s mincinos, atunci dă-mi mărul de aur făgăduit. Regele înțelese unde bătea cerșetorul și, schimbând tonul, zise: nu, ai spus adevărul. Dacă am spus adevărul, umple-mi ulcica de colea cu bani sunători. Fără a mai scoate vreo vorbă, regele-i dădu mărul de aur.